har de la Dumnezeu. Între har și judecata dreapta lui Dumnezeu. Noi ne dăm viața. Și apostolul Pavel, dragii mei, vorbește bisericii și vorbește în primul rând despre dovada harului lui Dumnezeu în viața lor. În timp ce oamenii aceștia, credincioșii aceștia, și-au predat viața Domnului, ei aveau de luptat cu multe încercări, fie prin amăgiri, învățături eretice, fie prin bajocorii, fie prin prigonii fizice. Și toate lucrurile acestea veneau către ei și la un moment dat îi oboseau. Nu? Și se întrebau, până unde, Doamne, cu această nedreptate? Și în viața noastră de credință ne întrebăm uneori, Doamne, până unde cu această nedreptate? Dar fie ca Duhului Dumnezeu să ne lumineze viața de credință și să ne ajute să ne focalizăm pe dovada Harului, adică faptul că Dumnezeu lucrează în viața noastră, faptul că Dumnezeu ne trezește, faptul că Dumnezeu ne dă putere să venim la închinare, pentru că vrăjmașul de-a lungul timpului, de-a lungul săptămânii, caută să pună multe piedici în viața credincioșilor. Și Dumnezeu totuși, în harul Său, ne întărește și ne călăuzește. Apoi apostolul Pavel vorbește și despre dreapta judecată a lui Dumnezeu. Să știți că într-o zi Dumnezeu va judeca lumea aceasta. Amin. Va veni Domnul Iisus Hristos și va judeca drept, fără părtinire. Iar cei care și-au împietrit inima, iar cei care au făcut rău, cei care s-au bătut, vor fi răsplătiți. Dar și cei care au rămas fideli, credincioși, statornici pe cale, vor fi răsplătiți. Domnul Iisus Hristos ne învață că suferința este calea inevitabilă spre slavă. Domnul Iisus Hristos a suferit și noi ca și credincioși suferim, dar nu suferim, nu avem parte de o suferință cum o au oamenii din lume. În viața noastră există o nădejde, o speranță. Amin? Amin. De ce? Pentru că Harul lui Hristos este cel care pune în viața noastră, infuzează în viața noastră lucrarea aceasta a Domnului Iisus Hristos. Duhul Sfânt este cel care ne ajută să mergem mai departe. Având noastră, noi bem și mâncăm în fiecare zi. Faptul că noi citim, faptul că noi ne rugăm, că noi postim, sunt moduri prin care Dumnezeu aduce cuvântul în viața noastră, îl întrupează în viața noastră. Și este un lucru deosebit, o binecuvântare deosebită. Să citim, să ne rugăm și să postim și Dumnezeu să întrupeze în inima noastră, în mintea noastră, cuvântul acesta. Și de asta avem nevoie, dragii mei, ca să putem să ne ducem alergarea la bun sfârșit. Dacă în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu nu este un izvor, noi nu putem să ne ducem alergarea la bun sfârșit. În mod similar, Pavel a subliniat că numai prin multă suferință putem intra în împărăția lui Dumnezeu. În Fapte 14:22 putem observa și numai dacă luăm parte la suferința lui Hristos, vom avea parte de slava lui Dumnezeu. Dacă urmăm, cu alte cuvinte, dacă urmăm calea îngustă, fără să ne abatem la stânga sau la dreapta, noi vom avea parte de suferință. Oamenii ne vor desconsidera. Faptul că nu lărgim calea lui Dumnezeu, faptul că nu diluăm cuvântul lui Dumnezeu, vom avea parte de suferință. De exemplu, oamenii în ziua de astăzi, Scriptura ne spune să nu te duci la sfatul celor răi. Dar ce are, frate, să nu stau la un chef? Să nu stau acolo unde este dezmăț? Și faptul că tu te duci acolo, la sfatul celor răi, la distracția oamenilor acelora, tu lărgești calea în viața ta. Și atunci, satana lucrează. Dar când tu rămâi cu calea îngustă, rămâi plăcut Domnului, în primul rând, oamenii vor veni și vor zice că nu ești întreg la minte, te vor desconsidera, vor arunca o cară, cuvinte dure asupra ta. Dar și cel mai important, când rămâi pe calea îngustă,
Dumnezeu te binecuvintează, Dumnezeu revarsă har, Dumnezeu te ajută să duci alergarea. Și ce har! Să putem trăi în felul acesta, în modul acesta în care Dumnezeu vrea. Pentru ce? Nu pentru noi, dragii mei. Pentru gloria lui Dumnezeu și pentru împărăția Lui. E foarte important lucrul acesta. Așa că suferința și slava, necazul și împărăția formează un tot unitar, inseparabil. Cu alte cuvinte, dragii mei, avem parte de suferință aici pe pământ, vom avea parte de slavă în cerul sus la Domnul. Când Domnul Iisus Hristos va veni, noi vom lua alte trupuri de slavă și glorie. Amin. Și momentele acelea trebuie să fie în mintea noastră și pentru asta trebuie să luptăm. Pentru acel moment în care ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Și când în mintea noastră este lucrul acesta, adevărul acesta, putem să luptăm pe cale. Și Harul lui Hristos vine ca un râu ce nu te oprește niciodată. Amin. Ați experimentat această binecuvântare a lui Dumnezeu. Dar ca să experimentezi această binecuvântare a lui Dumnezeu, trebuie să stai separat de păcat. Trebuie să stai în picioare, exact cum spune Scriptura. Și nu poți să stai în picioare dacă nu postești, dacă nu te rogi, nu citești și nu aprești cuvântul. Nu poți să stai în picioare. Niciun păstor sau un slujitor sau un membru sau un cântăreț într-o biserică, un creștin, cu alte cuvinte, nu poate sta în picioare de suferință. Dar când va veni Domnul Iisus Hristos, vom avea parte de slava Lui. Aici, pe pământ, avem parte de necazuri. Dar când va veni Domnul Iisus Hristos, avem parte de împărăția Lui. Slăviți și binecuvântată de Domnul. Nu mai trebuie să-ți plătești chiria, nu mai trebuie să-ți plătești impozitul la casă, pentru că împărăția Lui Dumnezeu este datorită lucrării Harului Domnului Hristos. Și acea împărăție este un loc unde nu există păcat, un loc unde nu există suferință, acel loc unde poți să-L lauzi și să-L binecuvintezi pe Domnul. Nu trebuie să te mai îngrijești de necazurile tale, pentru că Domnul Iisus Hristos este acolo și tu împreună cu El, împreună cu Biserica, ai parte de acest har. De aceea, Harul Domnului Iisus Hristos să lucreze în viața noastră. Și El începe prin a ne arăta păcatele, prin a le mărturisi și când le mărturisim să ne întoarcem la El cu pocăință și cu credință și Domnul să ne ajute. De aceea, Apostolul Pavel încurajează pe tesaloniceni în felul acesta și le vorbește despre dovada Harului care lucrează în viețile lor. Uneori obosești pe cală, dar trebuie să te amintești că Harul lui Hristos este izvorul de care noi avem nevoie în viața de credință. Era evident că în viața tesalonicenilor Dumnezeu era la lucru. Știți cum? Pentru că oamenii aceștia luptau pe calea îngustă. Ei nu acceptau ereziile, nu acceptau păcatul și ei tot luptau. Și mă refer la ei oameni credincioși statornici. Și Pavel le scrie tesalonicenilor în felul acesta și zice: voi continuați să luptați pentru că aveți resursa aceasta care este Domnul Iisus Hristos, Harul Suprem pentru om. Un om poate să te încurajeze pentru o limită, să spună ceva care să te încurajeze, dar s-ar putea să nu ți se potrivească. Însă Domnul Iisus Hristos cunoaște inima, cunoaște mintea ta, cunoaște viața ta și vine în viața ta și îți oferă exact ceea ce tu ai nevoie. Și când El lucrează, laudă-L și binecuvintează-L pe Domnul. Caută să ții viața curată. Domnul era de partea lor, susținându-i și sfințindu-le viața. Este un lucru deosebit, dragii mei, să știm acest adevăr deosebit. În Filipeni, capitolul 1:28, îl citim: fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnic, lucrul acesta pentru ei este o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Așadar, dragii mei, putem observa
că apostolul Pavel scrie credincioșilor să nu se lasă înspăimântați. Acesta în viața noastră de credință ne lăsăm înspăimântați, ne lăsăm descurajați. De ce? Pentru că uneori ne-am abătut de la calea îngustă. De aceea Dumnezeul oricărui har ne îndeamnă să ne pocăim, ne îndeamnă să înțelegem că Dumnezeu este de partea noastră, că suntem pe calea îngustă. Lăudat și binecuvântat să fie El. Folosirea persecuției ca modalitate de întărire a credinței. Uneori, știți expresia aceasta, Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât putem noi duce. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este în spatele vieții noastre. El este suveran, El controlează lucrurile. Și dacă vreți să ne amintim de exemplul acela cu Iov, Satana se duce la Iov și zice să se atingă de viața lui și se atinge și se atinge și Iov ar fi vrut să-l omoare, dar Dumnezeu zice să nu te atingi de viața lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu l-a încercat pe Iov și putem observa că Dumnezeu a fost cu Iov și l-a binecuvântat de aceea. De aceea, dragii mei, și necazurile noastre pe care noi considerăm că nu putem să le ducem, când ne încredem în Dumnezeu, când ne punem încrederea în adevărul lui Dumnezeu, în viața noastră se întâmplă ceva ceea ce de multe ori nu putem explica, pentru că adevărul lui Dumnezeu lucrează tainic. Dar noi primim, în ființa noastră se înnoiește în Duhul, viața noastră se înnoiește și căpătăm acea putere, acel har de care noi avem nevoie. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. Amin. Să rămânem în această lucrare a harului lui Dumnezeu până când El va judeca lumea. E un lucru deosebit acest adevăr. Apoi, dragii mei, Apostolul Pavel merge mai departe și vorbește credincioșilor. Am văzut dovada aceasta a harului, a modului în care Dumnezeu lucrează. Apoi Pavel vorbește și le spune credincioșilor că într-o zi Dumnezeu va judeca. Nu trebuie să uităm lucrul acesta, lucrarea aceasta pe care Dumnezeu o va face în viitor. De aceea noi ne punem toată încrederea în ceea ce Dumnezeu face. Versetul 6. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează. Într-o bună zi, Dumnezeu va face curat. Într-o bună zi, Dumnezeu va pune lucrurile în ordine. Însă până în ziua aceea, dragii mei, noi suntem chemați să ne încredem în Dumnezeu. Și în timp ce lucram la mesajul acesta, mă gândeam că Dumnezeu pedepsește în viitor o nimicire veșnică pe cei care și-au pietrit inima, s-au depărtat de Dumnezeu, nu au luat seama la lucrul acesta. Dar mă gândeam la un lucru pe care Duhul Sfânt l-a pus în inima mea și ziceam, Doamne, judecata Ta dreaptă este o binecuvântare. Și ce-ar fi, dragii mei, să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i zicem, Doamne, când suntem noi aici pe pământ, da, Tu ne binecuvintezi, ne dai har, ne ajuți, dar ce-ar fi să-ți manifesti și judecata Ta dreaptă în viața mea, să scoți la iveală păcatele, lucrurile care nu sunt sănătoase, care ne împiedică să ne apropiem de Tine, care ne împiedică să creștem. Și în așa fel încât în acea zi în care Tu vei judeca și vei răsplăti lumea, noi să fim fără pată și fără zbârcitură. Da, judecata este exprimată în dreptul celor care nu și-au împietrit inima și-au respins Evanghelia. Dar ce ar fi să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, judecă Tu inima mea, judecă Tu viața mea, poate Tu la iveală. Ar fi un lucru deosebit să facă Dumnezeu această lucrare în viața noastră. În timpul în care noi trăim, să ne ajute Dumnezeu să avem în vedere lucrul acesta. De aceea, dragii mei, noi nu trebuie să ne tristăm. Noi nu trebuie să ne gândim că Dumnezeu nu face dreptate aici, pe pământ. Dumnezeu are răbdare. El vrea pocăință. Chiar și de la oamenii care resping Evanghelia, Dumnezeu tot îi caută, tot îi caută. De aceea, de multe ori, noi judecăm superficial. Vedem doar aparențele. Însă Dumnezeu vede în totul
ceea ce este în viața oamenilor. Și Dumnezeu să facă dreptate. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne încredem în El, în lucrul acesta, în lucrarea aceasta. Pavel vede dovada lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, tocmai în situația în care noi s-ar putea să nu vedem și să vedem nedreptate. Te-ai gândit că poate în viața ta tu ești blocat, ești într-un conflict cu cineva, ești într-o neînțelegere cu cineva, cineva îți face nedreptate și tu te gândești, băi, dar uite, Dumnezeu nu face dreptate. În loc să te gândești că Hristos poate să lucreze, să facă mai mult în viața ta și prin tine, adică prin dovada Harului, tu te gândești că îți face nedreptate. De aceea, cred că uneori creștinii din Tesalonic erau blocați. Și Pavel le vorbește și le zice și îi cumva îi liniștește și le zice, măi, oameni buni, stați liniștiți, că cei ce nu se pocăiesc, cei ce fac nedreptate, Dumnezeu are o judecată dreaptă. Dar voi bucurați-vă de dovada aceasta a lucrării drepte. Aș vrea să continuăm și să punem această întrebare. Când va avea loc judecata dreaptă a lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu spune că ceea ce seamănă omul aceea culege. Și fiecare vorbă, fiecare gând, fiecare faptă a noastră sau a oamenilor va fi adusă înaintea lui Dumnezeu. De aceea este important, dragii mei, să ne rugăm, Doamne, judecă-ne Tu aici pe pământ. Că aici pe pământ Dumnezeu ne judecă și spune, asta ai făcut. Și vine Domnul Iisus Hristos și zice, vreau să iau eu, îmi asum eu, ia eu păcatele. Și tu ești achitat. Dar când vine judecata aceea, nu va mai exista acest intermediar al Harului care se numește Domnul Iisus Hristos. Versetul 7. Pune așa, și să vă dea odihnă, atât voi care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus Hristos din cer cu îngerii puterii Lui. Când va avea loc această judecată? Este evident că nu știm când va veni Domnul Iisus Hristos. El însuși, Dumnezeu a ținut tainic lucrul acesta. Dar este mai puțin importantă. Ceea ce noi trebuie să știm este dovada Harului, că lucrează și judecata lui Dumnezeu dreaptă, care se face dreptate. În esență, Apostolul Pavel vorbește în 1 Tesalonicen, capitolul 4, cu 6, și spune, însuși Domnul se va coborâ din cer. Iar în 2 Tesalonicen, 1 cu 7, spune, descoperirea Domnului Iisus din cer. Venirea Lui va fi personală. Domnul Iisus Hristos va veni personal să judece lucrurile. Cei ce au trăit și au murit și au înviat cu Hristos vor avea parte de slavă. Și mă refer duhovnicește. Cei ce au murit față de firea pământească și au trăit în Duhul, în adevăr, vor avea parte de slavă. Și asta este foarte important. Prima venire a Domnului Iisus Hristos a fost în slăbiciune și obscuritate. Adică Domnul Iisus Hristos a născut într-un graj. Oamenii în vremea aceea căutau hoteluri, căutau camere cât mai bune, să se bucure de vacanță. Însă Domnul Iisus Hristos, ne spune Scriptura, că s-a născut în obscuritate, adică nimeni nu-L cunoștea. Nu știa despre ceea ce El, pe ce avea câteva persoane. Dar cu toate acestea, dragii mei, Domnul Iisus Hristos când va veni a doua oară, va veni public și va veni în slavă. Amin. Iar acel moment să fie pentru noi un moment deosebit. De aceea Dumnezeu vrea să-și pregătească mireasa pentru vremea aceea în care El își va răpi biserica și va îmbrăca biserica în slavă. Nimic neputincios, nimic stricat nu va exista în viețile credincioșilor și decât slava Domnului. În loc de glasul unui arhanghel și trâmbița lui Dumnezeu, citim în textul nostru că Pavel folosește expresia aceasta, o placără de foc. Și această expresie, dacă ne uităm în Vechiul și Noul Testament, putem înțelege sensul, și anume că
se referă la sfințenia lui Dumnezeu copleșitoare. În Exod 2, în capitolul 2 putem observa și 13 cu 12. De aceea, dragii mei, apostolul Pavel pune accentul pe sfințenie. Spune că nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Adesea suntem, când vorbim de venirea Domnului Iisus Hristos, când venim de sfârșitul, când vorbim de sfârșitul lumii, pe noi ne interesează mai mult aspectele acestea tehnice, când va veni, cum va veni și așa mai departe. Dar apostolul Pavel pune accentul pe sfințenie. De aceea, când Domnul Iisus Hristos va veni, nu trebuie să ne preocupe prea mult și aspectul acesta al sfințeniei, când cineva te necăjește, când cineva te amăgește doctrinar sau cu o vorbă, tu trebuie să iei teamă să nu te spulci, să nu păcătuiești, să trăiești în sfințenie. Și ăsta este scopul, dragii mei. Că Dumnezeu dă har, dar are și o dreaptă judecată și să-i cerem lui Dumnezeu să ne judece El aici pe pământ. Pentru că Domnul Iisus Hristos vine să ia și ne achită și noi suntem liberi în Hristos Domnul. Cine va fi pedepsit când va veni Domnul Iisus să judece? Cine va fi pedepsit? Și Scriptura ne prezintă lucrul acesta și este foarte important să înțelegem aspectul acesta. Spune versetul, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă ne uităm în Scriptură, putem înțelege aceste două expresii pe care Pavel le folosește. În primul rând, în Romani 1:28 ne spune Scriptura, necredincioșii care au respins Evanghelia. Și dacă citim în primul capitol, putem observa că oamenii au respins Evanghelia, dar nu numai că au respins-o. Ei s-au adâncit mai mult în păcat, mai mult în fără de lege. De aceea, dragii mei, când noi respingem adevărul și spune Scriptura, cine este credincios în cele mai mici lucruri va fi și în cele mai mari. Asta este cuvântul lui Dumnezeu, este da și amin. E adevărat. Și poate ați citit pe internet și ați văzut și păstori, oameni, fii și fiice de păstori, oameni care au predicat și predică Evanghelia, care au căzut. De ce? Pentru că nu au fost credincioși în cele mai mici lucruri. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ni se aplică nouă tuturor. Și de aceea trebuie să umblăm cu băgare de seamă. Când noi suntem pe cale și respingem adevărul lui Dumnezeu, noi nu facem nimic altceva decât să ne împotrivim lui Dumnezeu și să deschidem ușa satanei. Înțelegeți? De aceea Dumnezeu va pedepsi pe oamenii care au respins Evanghelia. Și țineți minte ce ne învață Scriptura, că noi nu avem de luptat cu păstorul. Noi avem de luptat cu lucrarea celui rău. Dacă păstorul spune un adevăr, trebuie să-l luăm. Dacă spune o prostie, nu trebuie să-l luăm. Să fim ca și creștinii din Beirea. Dar să fim oameni care să studieze Scriptura, în așa fel încât să ajungem să nu ne pietrim inima și să creștem. Amin? Pavel face referire în prima sa epistolă la păgânii care au fost descriși ca oameni care nu cunosc pe Dumnezeu din cauza respingerii Evangheliei. Te duci și spui oamenilor Evanghelia și ei nu vor să aibă de-a face și rămân acolo în păgânismul lor și se adâncesc în păcate oribile și vor apoi să fie vindecați, vor apoi să fie eliberați duhovnicește și vin la biserică și zice bisericii, fraților, faceți o rugăciune. Dar ce rugăciune să facă când ei au inima împietrită, când ei se răzvătesc împotriva lui Dumnezeu? Nu! Lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o înceapă în viața unui om este prin a deschide inima, a lăsa Evanghelia să lucreze. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu lucrează. Și apoi în viața credinciosului, când este cuvântul lui Dumnezeu,
Și când cineva se roagă, lucrează Dumnezeu. Noi nu suntem, dragii mei, apropo, noi nu suntem mai presus decât Hristos, care a fost marele preot. Amin. Noi nu suntem mai presus decât cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne supunem cuvântul lui Dumnezeu și cerem milă și îndurare. Dar nu suntem noi cei care facem lucrarea aceasta, ci Dumnezeu. Apoi spune Scriptura, în timp ce iudeii erau acuzați atât de ignoranța Evangheliei, cât și de împietrirea răspândită, Și dacă ne amintim, dragii mei, ne amintim de Ioan Botezătorul, vine la el oameni și spune, noi suntem fiii lui Avram. Și ei credeau că au parte de moștenire și li se cuvine. Dar le spune Ioan, pui tână pârci, cineva pățează, fugiți de mânia viitoare, faceți roade de arbre, zice, de pocăință. Dacă nu ești în Hristos, nu fie că ești judeu sau important acest adevăr. Versetele 15 și 16. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit prin viul grai, fie prin epistola noastră și însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat harul Său, o mânghiere veșnică și o bună nădejde. Să ținem, dar așa, dar de lucrurile acestea pe care Dumnezeu dorește, cine va fi judecat? Cei care au inima împietrită? Cei care sunt ignoranți? Și, dragii mei, vreau să spun un lucru. Trebuie să luăm bine seama. Să nu fim doar oameni religioși, să venim în adunare și să nu luăm seama la cuvântul lui Hristos. Când noi respingem cuvântul lui Hristos, respingem harul. Dacă Dumnezeu nu ne vorbește prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, prin adevărul Său, nu căutați la oameni, căutați la El, la Domnul care este păstor. Ce formă ia judecata Domnului? Versetul 9 spune, din capitolul 1, din 2 Tesaloniceni, ei vor avea parte din ei vor avea ca pedeapsă o pierdare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Textul grecesc ne spune că au parte de o nimicire veșnică din prezența lui Dumnezeu.